La cea de-a doua ediție a Festivalului de Muzică Tinere Speranțe, care se desfășoară la Medgidia, participă 52 de copii și tineri din Medgidia, Cernavodă, Năvodari, Tortoman, Cobadin și Siliștea. Prezintă-mi portul tău. Ce ești îmbrăcat? Da. Ochiși, șorapi, fotă, catrință, bârneață, ie și broboadă. Este un festival care se numește Tinere Speranțe. Cu juriu aici ne învață cum să cântăm, cum să ne prezentăm, cu premii, depinde cine este cel mai bun, sunt mai mulți copii. Crezi că vei câștiga? Da. Pentru că am încredere în mine și știu limita la care pot să ajung. Ce cânti în această seară? În această seară o să cânt Sunt o fată frumușică. Sora mea este aici la canto și am auzit și am venit și eu aici. Ai emoții? Da, foarte mari. Crezi că vei câștiga? Da. Eu învăț la școala de canto și când am auzit de acest festival m-am înscris și eu. Ce vei cânta? Voi cânta Am venit cu voie bună și doina mea se va numi Mărie Mărie. Concursul de interpretare se desfășoară pe două secțiuni, folclor și muzică ușoară. Anul trecut am avut un festival de o amploare mai mică, să zicem așa, a fost mai local, cu juriul de ai noștri, să zicem așa, din oraș. Anul ăsta a dat Dumnezeu să reușim cu un festival, zicem noi, la un nivel mai mare, cu oameni de valoare care sunt în jur. În fiecare secțiune la muzică populară avem două categorii de vârstă, la muzică ușoară avem trei categorii, trei secțiuni și trei categorii de vârstă. Sunt trofee pentru fiecare secțiune. Am încercat să fim buni organizatori și să încercăm, cum spuneam și mai devreme, să promovăm adevăratele talente la Medgidia și să încercăm să formăm o viitoare pepinieră pentru festivalul mare de muzică ușoară românească și internațională Dan Spătaru. Un mesaj pentru telespectatorii noștri. Să urmărească cu drag acest festival, să lase puțin muzica proastă la o parte și să mai asculte și voci tinere din Medgidia și nu numai, că am înțeles că vin și din alte împrejurimi la acest concurs, să dea valoare celor care au valoare și să facă ei, adică publicul să facă curățenie cumva muzica românească, pentru că într-adevăr s-a strigat un pic treaba, nu mai e așa cum vrem noi, însă uite, generația nouă vine peste bătrânii, da, muzicii românești și vine cu aer proaspăt. Toți tinerii ăștia cântă fenomenal, deja i-am auzit pe la repetiție, așa că știu câte ceva, i-am ascultat și sperăm să iasă un rezultat excepțional. Sper că jurații sunt ok, dar sunt convins că sunt, bănuiesc că sunt local de aici. Eu sunt neutru complet, în sensul că nu cunosc pe nimeni, dar așa e și corect, să vin aici de la zero și să văd cine îmi place și să notez exact așa cum simt eu. Invitații speciale ai festivalului sunt Mihai Trăistariu, Mircea Cazan, Andreea Olariu și Aurel Sava.